dragii mei frați, Iisus Hristos este Fiul și noi propovăduim puterea învierii Lui. Da? Pentru că numele Lui este mai presus de orice nume și vă bucur așa cum vreau să spun, să vorbească fratele Claudiu, dar vă spun eu că eu ceea ce vreau să vorbească Domnul, fratele Claudiu, și de-aia nu prea am ce multe lucruri să vă spun despre mine, că am venit să vă spun despre El. Și rămâneți atât, dacă sfatul e Claudiu, cum vă spun. În numele noastre vor trece, cu tot cu buletin și cu tot cu pașaport, dar numele Lui rămâne în viață și în veșnic. Și noi Lui îi slujim, El îl iubim și în numele Lui spune că adevărat, adevărat, vă spun că cine crede în mine, a spus Domnul Iisus, în puterea numele Lui, că face lucrări mai mari decât am făcut eu. Nu în numele Lui Pavel, nu în numele Lui Petru, nu în numele Lui Chifa, nu în numele nimănui. Zice că în numele Lui Iisus. Așa cum știți, noi, eu împreună cu soția slujim Domnului ca misionari în Cambodgia, dar după noi slujim Domnului peste tot când avem o casă. Numai dacă sunt în Spania, slujesc în Spania. De o lună de când am venit în Europa, numai la 2-3 dimineața mă culc, acolo problemă, acolo învățiune, ba așa. Deci, unde Domnul spune, acolo îl slujești. E cam impropriu spus. Dar care ședințe locuim în Cambodgia și ne ocupăm și din țările din prejur, care sunt aproape de noi, Laos, Myanmar, Vietnam, Thailanda, acum recent, nu știți, președintele la Cotul, pe postal din Bangladesh. Deci nu veniți în octombrie la noi. Zic, Doamne, mulțumesc când ai de multe lucruri, dar mai dăm și oameni, ca să-i mai credeți și pe ei încoace încolo. Că eu știu că tu cauți un om, dar eu, dacă ai căuta mai mult, ar fi mai bine. Că eu sunt un om, sunt doar un om, la urmă. Și vrem ca să încurajăm mai mult să venim, că se cere și mare și omul ne demonstrează din lege. Și cel mai important este să înțelegem. Vreau puțin să aduc un mesaj în Scriptură, dar urmărind după aceea anumite lucruri sau anumite mărturii, să înțelegem că fiecare dintre noi am fost creați cu un destin foarte clar, ăla de a fi mai mult decât biruitor prin Iisus Hristos. Ca și creștini, pentru noi nu e niciun suspans în lupta spirituală despre cum se va termina lupta spirituală sau război spiritual. Din cum am intrat prin ușă, scaunul Domnului, că am auzit cu fratele meu, vin despre o luptă care noi urcim. Zic, orice bine suntem în același lucru. Zic, despre asta m-am pregătit eu ca să vorbesc. Deci promisiunea lui Dumnezeu de a avea războiul câștigat deja. Și dacă facem așa o analiză sau o perspectivă, dacă am avea de ansamblu, la cartea Efeseni, vedeți că în primele trei capitole ne vorbesc despre poziția noastră și identitatea noastră în Hristos. Zice, mai înainte din temerea Lui, de când nici noi nu existam, am fost sfințiți, puși deoparte, mi s-a dat o identitate nouă, am fost decetuiți cu Duhul Sfânt. Spune după aceea, la final, la capitolul 1, la versetul 20-21 încolo, spune despre cel rău, că toate puterile văzducului i-au fost supuse lui Hristos, i le-au pus sub picioare, da? Și acum, dacă Hristos e în tine, întrebarea este, unde e Satana? Unde e Satana? Patru strei tău de la bantă sau cătare. Acolo e Satana, pentru că Hristos acum a zis, pentru voi, mai bine eu să mă duc. Zice, el era în trup. Zice, când va veni Duhul Sfânt și vine în voi, mă va proslăvi pe mine. Adică, Iisus ăsta care eu sunt în trup, o să vine în voi, în Duh. De asta a fost mai bine. Ci bine v-a venit acum și fiecare din noi, nu-i cât în Iisus, e același Iisus, dar face același lucru. Deci sub aceeași putere a venit, sub aceeași formă, nu că a venit într-un misionar, bă, putere. Oi, mare, nu m-am văzut ăsta. Ăsta are o chemare specială, putere specială, fii serios. Oare are ceva special? Este un Duh Sfânt special pentru păstori, un Duh Sfânt special pentru mușieri, un Duh Sfânt special pentru surori, dar nu. E același Duh Sfânt. E aceeași putere. Faptul că e din necuprins, de-aia nici nu poate să fie mare sau mică într-un micșură. Problema manifestării puterii are de-a face cu cât îți răstignești firea pământească și cu cât nu ți împotriva ești mobil. N-are de-a face cu cât e mare de pusul. El e din necuprins. Puterea lui e din necuprins. Și nu ține cont de culoare, nu ține cont de educație și nici de diploma în teologie. Am spus. Am făcut și 4 ani în teologie și școală mică. Și școală din sub. Vreți să vă spun ceva, dragii mei? Maculatură. Și zice, la Satana nu-i cheamă de diplomele noastre.
Am văzut că omul e corpo. Și o pot spune, nu că nu-i bine, e foarte bine să te pregătești, dar încrederea ți-o pui în el și victoria e dată de credința care o ai tu în cine este el. Vă dau un exemplu, un tablou. Mă duc și fac prima evangelizare și erau undeva la vreo 30 de oameni. Și au spus, mă, este interesant. Dacă tot ceea ce îi spui este adevărat, noi am vrea să credem, dar nu pare a fi, e prea frumos ca să fie adevărat. Nu, așa te obișnuiți oamenii cu satana, e prea frumos, fie adevărat că există un Dumnezeu, că există rai, că există mântuire, e prea frumos. Zic, uite, ce facem? Și eu, în gândul meu, acum zic, mă, teoretic, la școala de misiuni îți spune, un budist îți spune asta, tu îi răspunzi în contrarecție. El îți spune asta, tu îi răspunzi în contrarecție. Deci, zic, măi, dacă eu îi spun așa, eu cad de țipări în fața lor. Pentru că a venit Pavel și a zis, eu am venit la voi cu o dovadă, dar de ce? Vorbirea nu plecătoare a acestui lucru, de filozofia acestui lucru. Nu! O dovadă dată de putere și de Duhul. Deci știți ce facem? Eu știu că am o promisiune, mi-am zis eu. Eu am o promisiune în Scriptură, aia rugăciunilor care sunt ascultate, ok? Orice rugăciune care înălțăm spre Domnul e ascultat. Nici să nu ne punem la învelă. Că o facem noi sau că o face altul, care e necredincios, e ascultat. Că v-a rătut pe cruciul, nu era credincios. Și-a ridicat lasul și în câteva secunde a fost înrat. Știu că te face la mea. Noi acum îți spuneți ce cauze aveți plecat. Și noi ne rugăm. Dacă Dumnezeu meu, zic, vin peste două săptămâni, mi-a zis, vă rugați acasă. Vă învăț cum să vă rugați și vă rugați acasă. Și îmi aduceți mai multe probleme de aveți, sau mai multe lucruri care vreți să evicereți. Și dacă Dumnezeu meu nu vă răspunde la niciunul, la fiecare dintre voi, cu zâmbitul lui morții, nu vă răspunde. Aia știți sigur, că ăștia nu vă răspund, știți că ăștia degeaba vă tot închinați la ei. Zic, validați și bani, și domnul nimic nu sunt. Dar dacă nu vă răspunde la fiecare dintre voi Dumnezeu meu, zic, fac, când vin data viitoare, mă lați afară din sat, că nu există nici el, nu există nici rai, nu există nici mântuire, nu există nimic. Dacă el nu te ascultă, înseamnă că nu există. Sigur. Vin după două săptămâni. Nici nu parchezi bine mașina, nu există Dumnezeu tău. Fii serios. Sunteți sigur. Sigur. Eu răspuns la toți. La toți. Zic, eu vreau să aud. Eu vreau să aud când am răspuns la toți. Și a început. Păi m-am vindicat de aia, m-am vindicat de aia, m-am vindicat. Cum vrei să fie? Că au fost și o jumătate de jumătate de om. Erau 20 de femei. Toate la o bătaie la soț. Cheltuiau banii. Era și o sărbătoare acolo. Cheltuiau banii pe 10 zile, plecau de acasă. În timpul anului, nu Dumnezeu să spunea. 10 zile plecau de acasă și dau banii pe băuturi, femei. Toate indicii, toate minunii, țigări. Și au zis. Soții noștri nu au mai plecat de acasă niciun. Ne-am rugat pentru soții noștri, nu au mai plecat niciunul de acasă. Și zic, băi, dar de ce n-am plecat de acasă niciun? Erau acolo. Nu știu ce au femeile noastre în ele, acum au ceva de deosebit, că le iubim mai mult. Și zice, bă, după 30 de ani îmi spune că mă iubești, auzi. Și zic, bă, de ce mă iubești așa de mult? Zice, ceva s-a întâmplat în ele, că au vreo două săptămâni, de când nu mai sunt la fel. Zic, exact. Băia cu două săptămâni nu era. Zic, e data cu două săptămâni, el a primit în el altceva. A fost turnat în el o dragoste, nu a lor. Aia firească, ci cărătoare, o fricantă care te stresează Dumnezeu. Am o dragoste la Hristos. S-au schimbat. Zic, dar acum am spus și vouă, cum s-o primiți și voi. Să vă, și lor să le placă pe voi. Sigur, sigur. I-a spus cu voi. Aceeași evanghelie, care i-a spus eu și voi. Primul botez a fost 65 persoane, dintr-un sat. Pe baza garanției, promisiunii, orice rugăciune, îi ascultă, nu contează ce probleme, ce situație aduci cu Domnul. Sau ce păcat. Când îi pune la consilieri, Domnul nu mai poate să ierte așa ceva. Ei, da. Pe mine nu mă mai am. E prea. Nu există frate, nu există soră. Cât timp ești în viață, te iartă. După aceea nu te iartă, dar după ce ai murit, dar cât timp ești în viață, fii sigur că te iartă de orice lucru. Până la bunul de ministru, nu știu dacă are mai trăiește așa, care înseamnă să pui, să atribui lucrările de Dumnezeu diavolului, da? Dar nu știu care din legea ar comite așa păcat. Dar în rest, orice păcat poate fi iertat înaintea lui Dumnezeu. Deci, le-am făcut ceva eu special, le-am adus eu ceva de la mine
Și cum puterea mea. Nu, le-a spus, puneți-l pe Dumnezeu, nu la încercare. Cum și-ar fi lăsat, cum și-ar fi făcut el numele lui, da? Și l-ar fi făcut de rușine. Cum să-și fac el de rușine în fața unor oameni care vor să creadă, dar nu le vine a crede, ceva de gen. Să nu le răspundă unul ăla sau unul. Asta e ideea, știu că albii, e bine să se, ca albii să se roage pentru ei, că zici că se roagă să vină. E bine așa cu o credință bună, din stat. Am aflat și noi după aceea. Și eu mă bucur. Și zice, mă bucur. Că ei vin nemântuiți. Și îi spun, mă, omul Domnul te vine. Dar hai să înțelegem un lucru. El ce vrea cel mai important de la tine, e sufletul tău să-ți fie mântuit. Da? Sufletul tău să-ți fie salvat. Și zic, după aceea ca și-a dragi și-a dragi mișa și-a genel. Deci și din unde scoate din cuptorul ăsta, nu mai închină la Dumnezeu. Zic, cu voi la fel. Și dacă nu te vinde, că după ce mă rog, important e că după ce mă rog, ai la ce e mai important? Cea mai mare minune care poate să facă Domnul Iisus, nu cancer în metastază, nu e ultima fază de leucemie, nu. Cea mai mare minune care poate să facă Domnul Iisus, să duc un suflet mort sau să-l aduc de la moarte de la viață. Da? Și de nu mă mai surprind nimic, am văzut atâtea vindecări toate felul. Nu trebuie să ne surprindă cu noi supranatural. Nici apostolii nu erau surprinși de supranatural. Despre ei s-a scris că când treceau una vindecare, nu mă puneau așa ceva. Și-au dat seama alții cu noi. Noi dacă am ști cum umbra vindecă, am ieșit numai seara la evanghelizare, când umbra așa după 7 metri. Se prinde cât mai mult. O, frate, ce-am făcut noi? Dar nu, ei nu asta căutau. Ei spune că mergeau în piețe, că propovăduiau cuvântul și semnele și minunile, zice că ei soțeau și întoreau propovăduirea lui. Da? Oricine își pune în inimă să propovădească cuvântul Domnului, eu îi spun garantat că vine Hristos și însoțește mărturia lui sau propovăduirea lui cu puterea Duhului cel Sfânt. Da? Pentru că împărăția lui Dumnezeu sau manifestarea zice, nu stă în vorbă, nu stă de divinii predici, ci stă în putere. Și dacă nu apelezi la puterea asta și cauți singur strategii de evanghelizare, nu știu ce tipul, chestii prea de, te-ai pierdut. Nu există niciun rol. Deci, cer Domnului, Doamne, facă-ți voia ta, nu voia mea. M-am dus, mă sunau, dar nu păstorul, zice, am făcut toată evanghelizare undeva, mă, nu s-a pocăit nimic. Și zic, măi, eu știu că aici Duhul Sfânt a lucrat. Mă rog la Liliana Roșu. Dar zic, eu știu că Duhul Sfânt a lucrat, eu abia și aveam o credințare, că mulți din ei au primit, dar nu spun nimic. Și zic, trebuie să fie Domnul. Sămânța, și dacă eu mor și nu mai știu ce să pot gândi, dar nu mă interesează. Dar sămânța a fost aruncată și a aduce rod. Asta e o promisiune, există o altă promisiune pe care o știm. Cuvântul lui Dumnezeu nu se întoarce fără rod. Indiferent că ai spus la cineva numai două minute despre el, sau că ai spus două ori sau trei ori sau viața de la Dumnezeu. Sămânța e Evanghelia căzută în inima omului. Vă sună fratele care m-a tradus vreo săptămână, două. Bă, mi-a spus oamenii. Mi-a zis, doamna aia, când mergea acasă, putem să-mi vindecați. Aia, de lui. Deci mi-a zis directorul la școală, unde am închiriat că s-au pocăit și acum vrea acolo să facem o școală, acolo să facem evanghelizare. Și tot bratul ți-a spus că știu cu Domnul lucrat. Pentru că a simțit un lucru meu. Zic, nu a existat sat în care să nu se propovădească Evanghelia, mai devreme sau mai târziu să nu ne sune cineva, haideți înapoi. Dar chiar dacă de multe ori au fost loc, dar mă refer unde nu era nimic. Deci, pentru că în momentul în care noi mergem, da, și propovădim Evanghelia, Evanghelia are putere în ea însăși. Deci, ea e puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia. Adică ce se întâmplă? Când o propovăduiești așa cum este, și ce înseamnă așa cum este? Fără adăugire de asta. Păi mai scoți așa, zi. Nu vă spui despre păcat, că oamenilor nu le place, nu te mai ascult, da? E ca în benzină. Pune un litru de benzină, mai pune și unul de apă. Vezi dacă mai merge sau dacă se mai aprinde. Dar așa fac nu. Chiar așa despre păcat să-i spui, nu fac păcat, e mesajul central. Când îi spui Evanghelia așa cum e ea, fără adăugiri, zâmbești Iisus, zâmbești, nu tine, nu poți tot zâmbești, trebuie să te pocăiești, după aceea vine zâmbești. Dar dacă zâmbești din prima, era. Și acum e în engleză sloganul ăsta, dacă smile, Jesus loves. Dar eu nu cred la asta. Iisus te iubește,
Dar mântuirea vine pe bază pocăinței tale. Da? El iubește și pe ăla care e căzut în păcat, dar îi poruncește să se pocăiască. Nici măcar nu-l așteaptă, nici măcar nu bate așa. Deci îi poruncește să se pocăiască. Da? Deci, bucuria vine după ce el vine în tine, până atunci, sunt niște lacrimi, poate de durere de multe ori. Când a ascultat legea lor. Și am văzut că Evanghelia propovăduită, așa cum este ea, pur și dur, pentru că când ești necredincios, păcatul e ceva dur. Bă, cum să-l las, că îți place. Dar când este propovăduită, ea lucrează în inimile oamenilor. Eu m-am dat seama de lucrul ăsta și din momentul ăla n-am mai dat importanță, la din lucru, când era bine, n-am mai dat importanță la nicio strategie de evanghelizare, ci am zis, Doamne, nu știu sigur, că nu trebuie să-i bați oameni mult pe Evanghelia la cap, ci doar să o arunci în inimile lor și ea va lucra. Într-un mod cum nu ne imaginăm noi, ea va lucra. Dar de vreme sau mai târziu, se va întoarce cu lor. Și nici nu-i scopul nostru să vedem când se vor pocăi oameni. Domnul are planul de fiecare. După ce i-am propovăduit, ne rugăm. Puterea asta a Evangheliei dă la o parte împărăția celui rău. Aici e conflict, de fapt. Și în conflictul ăsta e prins fiecare dintre noi. Că dacă puterea Duhului Sfânt în noi, noi știm că este și o fire în noi, în același timp. Involuntare și o fire în noi, care se luptă împotriva Duhului. Și atunci Duhul Sfânt din ei te luptă împotriva firii. Ăsta e primul război spiritual care îl avem de dat în noi. Da? Apoi mai este, tot în Efeseni, îi spune la capitolul 3 acolo, că prin biserică, Hristos, Dumnezeu vrea ca să fie făcută vizibilă înaintea domnilor și stăpânirilor, înțelepciunea lui cea biserică pe lui, da? Deci înaintea stăpânirilor celui rău. Dar el vrea să-și facă cunoscut puterea lui. Mai este un război pe care noi îl dăm în văzduh, spune, sau în afara luptei interioare. Spune la Efeseni 6 cu 12, da? Deci noi nu avem luptat împotriva cărții și sângelor, ci împotriva domnilor, împotriva căpetenilor, împotriva stăpânitorilor, întunericul acestui veac, împotriva cuplurilor răutății care sunt în locul cerești. Deci, luptăm prima dată cu firea de noi, păcatul ispit, și așa mai departe. Doi, luptăm împotriva cuplurilor care sunt în afară. Da? De exemplu, este un oraș, pot fi ducuri din toate felurile, din crimă, din imoralitate, din batic, sunt vesti și așa mai departe. Dar sunt atacurile care sunt din afară. În biserică, nu? Pot fi lucruri de dezbinare, pot fi lucruri de mândrie, pot fi lucruri de lăudăroșie, pot fi lucruri de invidie. Da? Multe chestii pot să... Astea sunt lucruri care ne dată din afară. Și împotriva lor, la fel avem de luptat. Lucruri din iertare și așa mai departe. Involuntar fiecare dintre noi e prins în războiul ăsta spiritual. Nu. La Efeseni îi se spune că garanția vine zi cu oameni. Da? Suntem mai mult decât biruitori. Abia la final ne se spune că avem de dus un război. Vezi, în început, Pavel a început să scrie despre războiul spiritual și zice, după aceea, nu, o să biruim, zice Domnul. Nu, el nu a spus sigur că o să biruim, asta e clar. Și după aceea ne spune, nu, acum trebuie să spune un război, că sunteți într-o lume ostil. Ca să ne învârți ce e rău, spune, voi nu sunteți în necunoștință din dragul de cel rău. De-aia spune că trebuie să ne împotrivim, lui tare în grădiță, dar ca să ne împotrivim, trebuie să știm strategia. Și în special rău știm că el vine să fure, să junghe și să prăbălească. Îți fură pacea, îți junghe căsnicia, îți prăbălește viața, astea sunt cel puțin trei lucruri care face de rău. Apoi știm că el nu doarme și tot timpul îi merge mintea numai la rău. Noi mai dormim, dar el are timp. Și știe că a rămas puțin timp și se luptă. Ca să-i spune, ca să-i amăgească până și pe cei aleși. Să-i trage de partea lui până și pe cei aleși. Deci știm că el este o putere. Știm că nu stă într-un loc. Și știm că tot timpul va fi împotriva noastră creștină. Este după aia din parte, deja să ai lui. Și se va lupta împotriva noastră. Ce facem noi când știm? Când cel rău se luptă împotriva noastră? Nu plângem. Nu ne plângem. Dar zice că suntem chemați să luptăm, deci noi nu luptăm cu oameni supuse firii. Da? Ca musulmani. E așa, luptă. Ăsta e războiul lor religios. Ăsta e războiul lor. Cum
un om din Bigudiu și om. S-a luat în autobus și îți cântica el de abordaj, să-i răspuns cu liminare. Asta e război care îl dau ei. Dar noi avem de luptat împotriva tuturor. Dragii mei, când vin la consilierii foarte mulți, frate, am o boală, îmi doare spate. Nu mai scap. Din durerea asta de spate. Și zic, ok, nu mă impresionează durerea de spate, sunt nicio formă. Dar hai să vedem. Care este sursa acestei boli? Este poate că ai lucrat la CFR și nu, era stătea în zăpadă? Sau este poate dintr-o altă cauză? Proverbul 17:21. Un duc mântit cu sufoasă. Sunt oameni mântiți cu păstorul, mântiți cu soția, mântiți cu șeful, niște tot îți mântiți. Că nimeni nu suportă pe toți incritici. Trăiesc într-o mântire de 20 de ani. Păi normal să dai reumatism, să dai toate ficțiunea. Zic, problema ta, i-am zis la domnul respectiv, problema ta nu e. Nu e boala de spate. Problema ta e că crezi că pocăiești de anumite lucruri. Ce îți iertare de la toți? De toți spuneam că este păcat mai destructiv în lumea asta decât neiertare. Vă spun sigur. Când vine din descultorul să-i spăzi de el, că afecțiunile care îi produce, vedem și în proverbe, iertarea și îndupirea, cum produc amărăciuni, cum produc și îți afectează inima, îți afectează tot unul. Ajungi ultimul om, din cauza neiertării. Da? Sunt unii, iartă și mă uită. Ok, înseamnă că n-ai iertat nimic. Da? Hristos, când iartă, rămâne totul alt. Pocăința îți va aduce ție. Și eliberarea din problema aia și îți va aduce și vindecare. Și a fost tot suplinicat. A funcționat la fel. Era, țin minte, era o soră și avea vreo 27 de ani de acum, la vremea când am vorbit cu ea și zică. Și am zis, în trecutul ei, când era copil, așa, cu 13 ani, eu nu rețin toate lucrurile, dar mulți detalii nu sunt că vorbim foarte mulți oameni. Dar așa mare îmi amintesc că ea fusese abuzată vreo 4 luni de niște bărbați, când avea vreo 12 ani, 13 ani, era un șantaj acolo. Nu acum, la 27 de ani, voia să se sinucide. Traumele așa care au rămas. Nu știu, era căsătorit, era tot ok, avea o căsnicie foarte frumoasă și asta. Era o biserică, nu, e direct așa. Păi, și-a zis, cum să ne rugăm noi pentru ea? Era în depresie, era așa, cum să ne rugăm? Și l-am întrebat pe Domnul, și Domnul mi-a zis, mă, voi trebuie să-i spuneți așa, că ea trebuie să-i ierte pe oamenii ea. Și să-i iubească. Doamne, așa ceva la pe n-am mai auzit. Cum tot ea se iertă. Și zice, Domnul, da, tot ea se iertă. Păi de ce? Pentru că tu în momentul în care zici, ăla mi-a greșit. Iar celălalt mi-a greșit. Zici, eu am dreptate. Și așa e. Tu ai dreptate și o ții la tine. Dar dreptatea, tu ții și judecata asupra ta în același. Și Domnul zice că judecata e numai a lui. Și faci prin iertare. Prin iertare, tu lași judecata în mâna Domnului. Și tu ești liber de ea. Că judecata e asupra ta, îți vin toate lucrurile asupra vieții tale. Și depresia, și ura, și ura, și toate lucrurile. De-aia faci din iertarea ce vrea din tine. Că pe lângă dreptatea care fluturi cu ea, că o ai, atragi și judecata asta. Domnul, am zis și a spus. Să mă uite, așa trebuie să-i face. Vine înainte Domnului și spui, Doamne, eu aleg să iert. Eu aleg să iubesc oamenii aia. Mi-a zis Domnul să iubim până și pe vrăjmaș. Zic, Domnul Iisus, eu iubim până și iertat, până și pe aia care nu mă omor. Au venit ceva să vedea Doamne și eu zic, iată că nu știu ce fac. Până și pe aia iubim, îți dai seama. Deci acum nu a fost așa un abuz. Eu spun Domnul Iisus, eu fost ceva extraordinar. E rău. După ce s-a rugat așa, dragii mei, ca să a fost toată rugăciunea care a putut să facă. Liberat de probleme. Dacă vedeți azi, nu aveți posibilitatea să nu s-a plăcat niciodată. Dacă vedeți azi, sunt oameni total schimbați. Slujitori. Este ceva extraordinar. Cu puterea lui Dumnezeu, dar vă rugați vieții lor. Ei erau, nu știu ce erau, papiști de aici, nu știu ce. Am zis, eu nu am spus, că și botezul cu Duhul Sfânt, și eu botezul cu Duhul Sfânt, nu este de nerecunoscut. Care era problema? Problema nu era abuzul, problema nu era traumă, problema era că nu știa că trebuie să ierte. Când venim și la
satana. Unde? Îi dăm direct unde trebuie, nu pierde timp cu multe rugăciuni, nu trebuie să transpirăm până la oameni, ba, plece unul din sud de plece, nu. Trebuie să vedem, să atacăm multe cauze. Vin multe creștini, este extraordinar ce poate să se, cam, ce poate să facă televizor, fără internet, cu mașină, da? Ce ar fi, când arată așa de nimic, nu sunt așa frumoasă, nu mă mai anime, nu mă mai mărit. Nu fac. Ce ți-a spus că nu ești frumoasă? Cine ți-a spus că nu te mai măresc niciodată? Cine? Ți-a spus cumva Domnul, scrie undeva în Scriptură, te-a încurajat așa cu un verset din Scriptură, doamne. Păi da, îți zice Scriptură, că am Domnul de plin în Hristos. Eu astăzi stau singur pentru împărăția Domnului. Mă uitam în cine. Nu știu bine că omul să fie singur. Dar zic, când nu cunoști cuvântul, satana așa lucrează. El, satana nu mai poate să fie în tine, dacă ești creștin, nu mai poate să fie în pare, cum sper. Dar el poate să lucreze la mintea ta, chiar așa, acolo îți prins, mintea la minte, și când lucrează mintea ta, are foarte lucrarea de la sufletul tău. Și tu îți în oglindă, clar, logic, dacă te-ai uitat întâi la Eugenic sau la Felix sau nu știu ce, tu îți în oglindă, nu mai arăți, n-ai aceleași dimensiuni, n-arăți ca Shakira, n-arăți ca nu știu care, și atunci îți intră depresia. Pentru că Hristos deja spune, ce să dau Psalmul 8? Când te-am creat, când te-am creat într-un mod, te-am creat cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu. Asta e nivelul la care te-am creat fiecare dintre. Și te-am coronat cu slavă și cu cinste. Indiferent din culoarea părului, indiferent din mărimea ochilor, indiferent din culoarea părului. Te-am coronat cu slavă și cu cinste. Aia e realitatea despre tine, care ți-a vrut să o pervertești și te-a prins. Și când ai intrat în spirala asta, știi, a lui a depresiei, nu mai ești din ea. Pentru că ți-l este clar. Odată nu te accesi pe tine, odată nu te căsătorești. Deci nu bărbați la viață, stai, că n-am mașina aia nouă, n-am încă casă, nu mă pot căsători. Te prinde, lucruri mărunte, minciunile celui rău. Și te demontat, te demontat. Vii la biserică, câți vă rupuri, te rogi fără bucurie, sau te rogi fără nicio speranță. Că tu ești unii din ăla tine, uite la viața ta, tu ești mutat de bun din nimic. Uite la trecutul tău, vii dintr-o familie, divorțați, de alcoolic. Tu mă să faci lucrare, tu să fii ăla care să îndrăznești, să te rogi pentru ce vorba. Asta e strategia celui rău. Să te mint în continuu, una dintre ele. Ca să facă din tine un om de mine. Uite-te la tine. Cel rău spune, uite-te la tine. Și ți-o mai spun și probleți la vecini și o soacă sau ceva. Și uite-te la tine. Când ai nevrei, uitați-vă la el. Care-i ținta și căpetenia de săvârșirii noastre. Pentru că tu când te uiți la el, dacă tu ești la tine, îți spun eu sigur, clar, hai să-ți vezi bun. Dacă mă uit la mine, nu o să văd nimic la bun. Dar dacă mă uit la Hristos, văd exact același lucru ce vede Dumnezeu construit prin Hristos la noi. Un om sfințit, curățit, desăvârșit, având în el, nu, un duc de teamă, prin mine avut Hristos, un duc de putere care are, un duc de dragoste. Având un pic Hristos care zice că cel care e în noi e mai mare decât cel care e în lume. Cel în care este Hristos, o birui lumea. Cel care crede că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, o birui lumea. Deci, asta e identitatea noastră și poziția de pe care luptăm împotriva celui rău. Am văzut? În Vietnam. Vietnam, acum dacă lăsați aici, frate, tot vorbesc cu dragoste, da? Deci spune așa să vă încurajez. Poți să fii la creștin cu Evanghelie. Și-o a fost la creștin cu Evanghelie, dar prin contest cu Hristos. Deci, Domnul lucrează cu teamă. Când cineva se dea. Și în Vietnam lucrăm cu vicepreședintele la Cursul Baptist. Și acolo organizăm conferințe cu păstori, la el acasă, cu biserica de la etajul 2. Și el mi-a spus, primul lucru, să vorbim despre ce vrem noi la conferință. Și zic eu, zic, să crească să vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt. Și zic, da, nu, l-am povestit. De ce trebuie să vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt? Și mi-a zis, ok, cum vreți voi? Zic, da, vreau să vorbim, dar și trebuie să ne mutăm. E numai așa. Băi, ce vă bucur, ce place mie la frate din Vietnam, când vin cu foame. La orice conferință vin cu foame, după 3 zile dimensi pe autobuzul, cu autobuzul sau 5 zile dimensi pe autobuzul,
Nu vii la conferință să stai pe Facebook, nu. Deci nici chiar de loc, nici nu trece. La 5 dimineața deja cântă. Mă trezesc, am început să cânt, să bată din pană, nu, frate. Eu dormeam chiar bine la ora aia. Și ei bucuroși? Bucuroși? Venise la unul de vei, fără masă în biserică. La alții de vei, o brigă înfânzată, alții de doar la bătaie. Și un zic extraordinar. La 5 dimineața, la altul fi domnul, nu mai e ceva ca nu. Și a zis, hai să ne rugăm. Am ținut cursul și botezul cu Duhul Sfânt, dragi, îmi zic, o zis, băi, ne rugăm acum. Când vreți, era de zi, pe 8 ore, după 8 ore de conferință, ne zicea cum încep cu leu, lasă, cum mâncăm când o fi. Aveam foame aia să faci botezul cu Duhul Sfânt, pentru că ne-a spus, mă, fără botezul cu Duhul Sfânt. Nu trebuie să faceți lucrare, nu trebuie să credeți că primiți. Da? Pentru că aveți nevoie de puterea de Hristos ca să faceți lucrările lui. Că zic, și eu am probat cu piele mea și cântam, făceam, ridicam cu lucrurile. Și-o zis pe și noi. Dragii mei, încă am dat cu om cânta, era cu un frate Dinescu, cânta, cum zice, tare de câteodată, deci muzică românească. Când a început, prima soră a venit din spate, prima a venit din spate, așa cântând, a venit în limbă, n-a zis-o vreodată cu țara frate, baptici, prin botezul cu Duhul Sfânt. Pentru că aveau foame. Voiau să îl primească. Erau liberi în mintea lor. Nu stăteau să-și pună multe, să pună rațiunea în gândire. Și cel care cere, zice Domnul, îl primește. De-aia nu trebuie. Trebuie stăruiți la mulți care mintea le se împotrivește. De-aia le trebuie atâta stăruiță. Dacă mintea e liberă și are dorința să fie botezat, Iisus îl botează. Dragii mei, după aceea, vă spun, n-am văzut atâtea mărturii de pe o vreme după aceea de la ei. Prin modul cum au lucrat, în câte lucruri, nu spune. Pentru că ei s-au foarte multe religii, nu doar budism, au foarte multe religii care sunt contracte, pacte cu satana, semnate, mă refer. Și... am zis bun. Au înțeles că esența pentru a primi într-o spiritual începe totul de la botezul cu Duhul Sfânt și de la dorința de a vrea să luți. Nu să zici, bă, la, nu predic eu, nu fac eu evanghelizare, face fratele păstor. Dacă nu face el de cu fratele din România, ce face el? Și dacă nu mergem să vizităm o nave, lasă, doar de aia frații comunității vizitezi ei. Sau de rugăm, nu, Doamne, treci copii la patul de suferință, cercetează-i tu, orfan, alenele tu, s-o predispă. Iisus nu este la fata de suferința nimănui, în trup a fost odată. El odată a fost în trup și când a trecut, așa a fost. Când a trecut, oare n-a abonat și nu m-a terminat, el a vindecat, el a lăsat complet bine. Chiar și pe ea a abonat direct. Atunci era în trup. Dar acum, când a venit în mine, când a venit în tine, o zis, nu, acum o duceți voi. Eu nu vorbim pe Domnul Iisus în anul 2017, portocale am consultat. Să roage pentru cineva. Dacă nu te duci tu în care e Hristos, nu trece nimeni. Nu se întâmplă nimic. De-aia și cu Evanghelia la fel, același. Zice, cum vor crede fără propovăduitor? Frate, este internet? Oh, Evanghelia la toate marginile Pământului a ajuns. Zic, oare? Oare prin internet a ajuns? Se poate ruga internetul pentru oamenii aia? Se poate, poate să postească internetul pentru ei? Poate să le citească internetul prin Biblie? Nu. Domnul Iisus nu a trimis un e-mail. E-mail, Iisus. E-mail de la Iisus, Doamne Dumnezeu. Nu, 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 l-a trimis cu Fiul Său. Să facă lucrarea pentru noi. Și după aceea a zis, acum vă duceți voi. Și vă propovăduiți. Și vă jertfiți. Ok? Și vă spun, sigur că nu cred că internetul poate să rezolve problema Evangheliei, pentru că aproape 2 miliarde de oameni n-au ajuns la curent electric. Și aceia care au, nu toți își permit să-și cumpere un radio în lucrare. Și dacă mă înțelegeți și țările închisii la Evanghelie, chiar nicio șansă să ajungă Evanghelia la oameni. Și m-am întărătat în duhul meu ora. Vreo 3 zile așa, nu prea am fost cu nu eram, am fost turburat. Dar nu când aveam pace, mă tot gândeam. Că au venit la consilierul soare și nu, nu știa de ce are niște probleme de viață și nu îi poate rezolva și așa mai departe. Nu. Și am zis, am văzut că în trecutul erau niște, erau multe probleme, dar printre care spunea ceva despre pornografie, nu a fost implicat. Și zic, măi, stai, stai, stai.
Dar cum ne gândim cu ăla că și pe hartă am încercat să dau să găsesc. Dar să mai și ajunge acolo. Zic, eu nu pot să-mi explic cum acolo a putut să ajung o revistă de asta mizerabilă. Cum a putut să o revistă mai mult, cum fi ajuns. Cum a putut să ajung așa ceva înainte de Evanghel? Înțelegi? De ce n-a ajuns rupliant, așa băgat cu foaie? Să ajungă la ei cu Evanghelia, că Iisus îi iubește și vrea să-i scoate prin orice la păcat. O ajuns întâi satana cu pervertirea lui. Domnul liniște, da, asta e, o ajuns pe nimeni. Dacă nimeni nu se duce, dacă nimeni nu interesează, dacă pe nimeni nu interesează, să ajung la el o Biblie sau un priat sau o broșură sau un CD cu filmul Iisus. Și am zis, e grav în 2017 că se întâmplă așa ceva. Ajunge cel rău înaintea noastră. Eu așa aveam ciuda aia, că nu trebuie să nu ia nimeni înainte, că noi suntem ambasadorii cerului, da? Și noi am primit putere și autoritate ca să stăpânim pe pământ. Nu satana să-și facă de cap. Deci voi sunteți lumina lumii, nu întuneric cu scoace de cap în lumină. Deci lumina lumii luminează în întuneric și întuneric la biruit. Deci noi nu trebuie să ne biruim cel rău. De-aia, cum să vreau, stai frate, nu știu, stau, eu știu că o să stau mai mult și bine. Că de atunci a spus Domnul că puțini sunt lucrătorii, dar mic acum că îmi dorim că sunt puțini. Nu cred că mă spați. De-aia, mulți mă treabă, nu se frică că mor, nu. Și eu zic, nu mor. Așa repede nu mor, că dacă mor eu, nici nu știu cine mai rămâne. Poate ori rămâne alții. Deci așa sunt puțini lucrătorii, nici de moarte nu putea. Și ui, că mie de-au explorat o pomă, dar 200 metri de mici. Nu mă bani. De ce? Pentru că este o altă promisiune care o găsim în Psalmul 91. Ciuma! Săgeata care zboară ziua, la azi zbomi, nu mai sunt săgeți. Sau acum mai nou camioanele, dar îi fascinează. Nu te va atinge! Poate să treacă, poate să intri 10.000 la dreapta ta, nimic! De ce? Pentru că tu trăiești în ascultare, bine, în tine, este o putere mai mare pe care cel rău nu mai poate da afară. Ok? Dacă este în tine teamă, trebuie să nu te muncească cel rău. Că Duhul din frică îi paralizează pe oamenii de la orice. E frică să slujească, e frică să dea un pas, e frică să iau decizii. Încă nu mi-a răspuns Domnul, dar Domnul nu mi-a răspuns nimic, pentru că e frică. Vine cel rău și spune, nu se poate așa ceva, pentru că asta e ceva prea mult. O vine și zice, acolo să ne ajute în lucrare. Nu, și zic, acum erau mulți, trebuia să-i rugăm, erau mulți în față și au zis, băi, uite, soția aici, mă rog, voi vedeți, rugați-vă partea aia. Și da, noi nu avem încredințarea să punem mâinile. Păi zic, eu nu v-am zis, vă punem mâinile, am zis, vă rugați. Păi, vedeți ce probleme au și așa, și vă rugați. Păi, noi nu avem încredințarea. O, Iisus. Zic, băi, zice, mi-e vreți, ne rugăm pentru toți oameni. Toți să ne rugăm pentru toți oameni. Să înălțăm rugăciuni până și pentru dregători, și pentru parlament, și pentru fer, și pentru tot. Mai contează, că e păcătos, că nu e păcătos. Te rugăm pentru toți oamenii. Păi nu am avut încredere cu țara. Nu știu, să mai... am vorbit așa, la ce ați venit? Că dacă satana îți spune că tu nu ești pentru asta, tu nu ești pentru aia, tu pentru ce ești. Da, deci, am văzut cum minciunile celui rău te pot dobără. Și tu în loc să lupți, stai departe. Ok, faci poze. Dacă nu, asta vreți să faceți înapoi, nu faceți poze. Deci, vedeți că cel rău are totuși o putere. Dar are puterea asupra ta să te birui, numai când i-ai crezut niciuna lui. Cât timp nu i-ai crezut niciuna lui, nici mai mult decât biruitor. Hai să spun la fratele, spun așa un pic, nu vreau să trec în el, numai așa să aveți o idee de ce se întâmplă acolo. Războiul este deja câștigat, la care noi am fost chemați să mergem. Și vă spun încă un caz. Era o soră, două soră, acum vine acum soră. Ne spun, eram prin Vietnam, să venim, zic, mă, nu, în două luni acolo a venit. Pun, pun, pun. Zic, în două săptămâni avea să venim. A avut un vis și vrea să înțeleagă ce se întâmplă. Nu știu cum din altă zi, nu știu cum de-a dat din tot ce cu Domnul lucrat. Când mă duc acolo, spune, mă, că eu am visat pe Domnul Iisus, era așa albă, nu bine, se vedea cum îi spune, la poarta raiului și spunea că poarta raiului acum e deschisă pentru mine și eu pot să intru. Și azi în timpul să intru. Și eu nu puteam să intru. Și eram un lac de foc, jos, cădeau foarte mulți oameni și nu vreau să merg acolo, vreau să intru.
Și nu, nu putea să doar noaptea, mă închidea voi cu un. Deci era fascinat de rar. Îi spun, hai să spun ceva, că noi deja știm ce ne spun, noi știm. Domnul Iisus că lumină, că e înalt, că dată înalt, că e în cer. Și știm, că te scrie aici. Îți poți să dau după aceea o Biblie să vezi și tu. Deci, dar știi de ce nu puteai simți? Zic, pentru că trebuia rezolvată problema păcată. Asta trebuia să... De asta spunea Domnul, cât timpul pentru tine, asta e să intre. Și asta e adevărat. Dar cum se rezolvă problema păcatului? Adică să crezi în el, că te poate curăța cu orice păcat, nu poți să. Și eu zic, bine atunci. Nu, mi-a spus Evanghelia tot. Și eu zic, bine, mâine când vin la biserică, mă pocăiesc. Zic, nu! Mâine nu! Zic, azi! Zice Domnul, dacă aud din glasul lui, azi trebuie să te pocăiești. Mă, mâine treaba ta, eu vreau spune. Dar se poate azi, se poate azi. Mai erau vreo trei femei și noi putem și voi puteți. V-au ascultat. În toate patru, vreo cinci lucruri care erau acolo, toate le-au primit pe Domnul atunci. Am adus eu ceva la planul Dumnezeu. Am făcut o vreo modificare în planul Dumnezeu. Am făcut eu ceva artificii sau chestii. Nu, erau deja pregătit. Trebuia doar să fie unul care să mai să le spună. Dacă ești tu acolo, nu ai să le spui altă evanghelie care le-o spun și eu. Dacă ești tu acolo, nu ai să le spui în altă lume decât al altul Iisus, decât în același lume al lui Iisus care ne rugăm toți, fiecare dintre noi. Înțelegeți de ce spune Domnul Iisus? Mă, se ceri și uita. Nu mai trebuie să tragi și tu în tine să crească grâul, nu mai trebuie să coci, nu trebuie să-i faci nimic. Uitat. Vă așteaptă să fie cules. Problema e că dacă nu e cules, să-și trezești. Asta e cea mai mare problemă. Asta este garanția noastră că oriunde vom merge, Evanghelia va aduce lor. Pentru că a spus Domnul Iisus. Ioan 5 cu versetul 16. Deci nu voi m-ați ales pe mine. Deci eu v-am ales pe voi. Și v-am rânduit ca să mergeți. Să mergeți. Nu să stați. Deci să mergeți și să aduceți rod și roada voastră să rămână în viață. Aici nu vorba de roada Domnului Sfânt. Roada Domnului Sfânt este cu totul altceva. E vorba despre rodul care îl aduce prin propovăduirea Evangheliei. Da? Ăla rămâne în viață. Deci destinul nostru este ca când atunci când propovăduim Evanghelia, oamenii să primească pe Dumnezeu. Și să aducă rost. De-aia o să dea Domnul să meargă. Toate țările în care noi slujim, noi ne-a spus Domnul, înainte o să ajungem în ieri, dar nu ne-am imaginat cum. Am avut și prorocii și ne-a spus că vreau să ajungem în ieri. Și nu mai vezi că nu scris așa. Când creșteți din tot. Hai, veniți să lucrați cu noi, veniți. Nu știu cum era. Nu știu cu cine ar fi vorbit. Îți zic, da, slavă Domnului. Și am văzut cum îi zice, trece Domnul tot la dau, așa, că din o țară, când ne dau o sarcină și îmi dă să lucrăm. Și Domnul nou ne-a dat viziunea asta. Băi, să ne ducem să propovăduim Evanghelia. Acolo unde n-a mai propovăduit nimeni. Acolo unde n-a mai pus nimeni temelii. Acolo unde nimeni n-a călcat vreodată cu Evanghelia. Și exact așa se întâmplă că în locurile în care mergem, n-au văzut în viața lor în altă. Să uite la mine, să nu le vine a crede, mă frate, și trebuie o să spui, chiar iau peste tot. Știi? Pentru că nu trebuie nimeni să-i spune Evanghelia. Într-o oată în care n-a mai pescuit nimeni, sigur, dar nu știu să te descuiești, nu-i plânge. Pentru că n-a mai fost alegre nimeni pe acolo. Asta e altă promisiune care avem de la Domnul Iisus. De, vă voi face pescar de oameni. Numai că trebuie să vedem să știm unde să pescuim. Nu tot în același loc, nu tot. Da? Unde s-au mai băgat și alții, mai băgăm și noi, dăm la o parte pe ea, mai găsim ceva și la postor, mai găsim ceva și la comitet. Nu, tu nu te uiți de nimeni. Tu te înviat la unde nimeni nu vrea să fie postor. Îi arestează dacă îi găsești. Vino acolo cu biserici și te ordinezi cât vrei. Dacă ai dorința asta, zici, bun, un lucru bun. Da? Și să râvnești să fii postor. Nu mă duc unde nu-i nimeni. Asta e garanția succesului în orice lucrare. A spus și Pavel, eu nu zidesc pe temele apuse de altul. Și ați văzut lucrarea, da? Noi vorbim cu primarii și le spunem că veniți să facem programe de alfabetizare, igienă, veniți acolo. Sunt copii, n-au văzut în viața lor, v-ați împiniți. N-au văzut în viața lor în Săpun. Sau dacă au văzut, nu și-au luat premis, să-l pun premis. Sună bine, pentru primar zice, wow, vine cineva să ajute comunitatea. Dar în modul ăsta copiii intră în contact cu Evanghelia. Că nu veți să scrie, nu veți să scrie un verset din Biblie. Da? Copiii ajutați în Domnul din părinții voștri. Pentru prima dată au zis ce ai ascultat. Îi înveți un cântec, îi înveți un cântec creștin. Îl înveți să se roage, să duce acasă și să roagă. Vin părinți, bă, dar copiii nu sunt nimeni. N-am mai văzut așa ceva.
Vedeți, nu este greu să fii lumină. Doar trebuie să fii la dispoziția lui Dumnezeu. Pentru că ei n-au mai auzit așa ceva. Exact ăla e singurul secret. Pentru că n-au mai auzit și Domnul Iisus când răspunde, le răspunde. La oricare rugăciune. Tocmai ca să arate că El există. Așa se face că mulți primari au primit pe Domnul, tocmai pentru că ne-a lăsat în curtea lor să desfășoare o activitate. Și țipa soția unui, fă, nu te pocăi, nu te duci după Dumnezeu și de europeni, noi avem Dumnezeu bun aici. În campul genie, să știi mai bun, nu tot după alții. El zice, nu îmi risc eu, eu nu îmi risc deși nici el. Că zice, dacă viața după moarte e eternă, când zice, cum zice Domnul ăsta, și eu m-am dus în ea, e grav. Îi zic că după moarte e așa, cu spațiu închis. E scurt așa mea. Când zic, nu vă înșelați. După eu crezut, încă alții din seama. Zic, nu mă interesează, poate să ne vorbească de rău, nu nu-și pasă din mâna vergumentă, dar scuze. Vorbim cu frații ăștia în Spania, la care stau și tot m-am luptat. Deci nu-i interesează de rușinea care o să ducem în sat, nu-i interesează de nimic. Și zic, să nu vă intereseze de rușinea care o duceți în sat după aceea, că dacă mergeți tot satul în iad, nu vă puteți salva nici unul pe altul în cap. Și nici ăștia care rămân în viață nu vă pot salva. Te-ai văzut, le-am spus despre bogatul și rază. Nu. Și oamenii au dat mărturii, au mărturizit, n-am văzut din studiu. Cum se le-a dat din studiu, cum se le-a dat din viitor, mărturile ăsta care l-am făcut. Deci vă spun că Domnul pregătește toate lucrurile. Guvernatorul oficial a venit și a spus că el vrea activitate, vrea activitate creștinească, spunea el așa, în limbajul lui, în provincia de acolo, de Crăciun. Simplu. Zic, întâlnim, zic, dacă ne dați terenele să facem și ne dați gratis și așa facem. Și ne-am întâlnit cu reprezentanții guvernului de vreo două ori, au anunțat, au făcut publicitate la radio, au pus autobuze la dispoziție, la un teren mare de 10 milioane, vreau să spun acolo, tot al primării, să facem programul Crăciun. Ce vrem? Să fie o activitate. 3500 de oameni au venit acolo, s-au adunat din prejurul, unde au adus, nu știu, oricum. Au fost foarte mulți, frații care au predicat, s-au cântat, tot. Acolo unde ați văzut, unde eram eu, am zis cine are o pichetă. Mă, mi-au venit și cu pachetul de țigări, nu iau, nu ce frate. Nu vin în coace, că-mi plin de cau. I-au zis, măi, Crăciun, așa să-l procurezi, nu? Să-i vin în coace. Ia, ține aici degetul cu inflamă, o oră. Că era din armată, era nu știu ce funcție avea în armată, în armată cu noi. O oră, nu pot. A, hai, că Dumnezeu bărbat, nu pot, fumez un țigar, nu pot să... Nu, un minut, nu pot. Omule, tu știi, ia, vivește. Nu știu, de-acolo a început evangelizarea, așa simplu, l-am ținut lângă mine, ca să vadă așa. Și de-acolo a început evangelizarea. Oameni din guvern, oameni din armată, oameni bani din gaz, oameni polițari, primari, predă viața Domnului Iisus. Pentru că nu le-a mai spus nimeni. Evanghelie. Era pentru prima dată când au auzit. Și nu pentru că cumva ar fi săraci. Nu, dar de unde? În Cambodgia, oamenii care au funcții în guvern sau politicieni, nu prea te urci la nasul lor, în ajung în funcțiile alea. Vă știți, acum, și în Spania, nu erau în România săraci, dar făcea când au venit aici, nu-i mai recunoscuți. Cam așa că am bucurie din ajungă într-o funcție. Nu prea te ridici. Sau să le mai fi lor și discuți cu Dumnezeu. Asta nici atâta. Ei, la inima oamenilor lor, i-au lucrat Dumnezeu. Da? Pentru că Evanghelia, am spus, are putere. Garanția războiului câștigat împotriva lucrărilor celui rău, o avem. Pentru că Dumnezeu Andrei o spune, Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Fiul lui Dumnezeu care e în mine, acum, azi nimicești lucrările diavolului. Din viața ta nimicești păcatul, nimicești vicii, nimicești probleme, îți vindecă bolii. Din viața altuia dă la o parte zidul ăsta al respingerii, dă la o parte și împotrivirea, dă la o parte și necredința, își dă cu virele și totul dă din când propovedește Evanghelia. Ăsta e Iisus Hristos care e în mine și asta face El asta. Asta e garanția că nu avem. Domnul să fie slăvit, pentru că de atunci nu mă mai oprit niciun polițar pe stradă, nu mă mai cerut niciun carnet cu începeau așa super de binecuvântă. Identificat, nu te oprea și nu aveai carnet. De fapt, aia e doar românesc. Tot 5 dolari, tot 5 dolari. Acum nu, frumos toți. Nimeni nu mă mai oprește. Bun, dar ce este important, cum am zis, când aveți nevoie de ceva,
Când vrei să faci o activitate evanghelistă, când îți spuneți. Poți să mă duc în orice zată acum din Cambodgia, vreau să faci un concert și am făcut. Și am făcut de multe zată un concert evanghelistic, nicio problemă cu primarul. Dar îi spun, îi spun numai să dea telefon la guvernator, nici nu dă. Deja e ca și cum e aprobat. El deschide porți, el dă la o parte în teritoriile astea care le au și nu mă sperie pe mine lumea lor cât e de idolat sau cât e de rea. Pentru că dacă el îți deschide ușile, se va întâmpla. El dă, deci se rămâne și toate copilul, toate inimile în teritoriul. Vedeți aici conferința, ascultați copilul care are conferință, ce a fost de evanghelizare. Fetița asta e 14 ani. Vedeți așa copii, ne dezvoltați. Dar când i-a atins puterea Duhului cel Sfânt, copiii care plâng. Nu plâng după o tabletă sau nu plâng după jocuri. Plâng că au fost cercetați de Domnul. Vin și spun că ei vor să primească botezul. Stai știți așa, mă frate, dar nu prea le pune așa copiii la 14 ani să spun așa ceva. Te-ai bucurat. După, exact, nu știu dacă aici a fost, nu trebuie să-mi amintesc poate filmările lea pe casă. Vor să vă spunească botezul cum vă spun. Aleluia, să ne rugăm. Vezi? Ne rugăm. Ei, și era tot așa o tânără, deci vă spun, nici nu știu dacă avea 18 ani. Nici nu știu dacă avea 18 ani. Mai după început, sora asta să vorbească în limba. Tot două ori s-a terminat conferința. S-a strâns scaunele, noi plecam acasă, nu s-o vrea. Dragii mei, n-am fost încăținat. Vorbea în limba, în continuu, am zis că e ceva fantastic. Dar până să plecăm acasă, când, pe când se strângea acolo, una a început să fie muncită din Duhul, o femeie. O plântea Duhul și ne-a amenințat cu oameni. Deci era posedată rău. Băi, sora asta care a primit botezul cu Duhul Sfânt, s-a dus la ea, de aici, din un colț până celălalt colț, în limbi, eu zis. Sigur, eu zis, complicat Duhul. Sigur, eu spus, ia să vedem, n-am în darul tău, mă ține eu. Din nou că a fost botezată cu Duhul Sfânt, s-a dus la ea și a făcut ce-ți ia să Duhul Sfânt. E o chestie de 2 minute, nu știu dacă a durat atâta. Pentru că botezul cu Duhul Sfânt aduce și îndrăzneală. Fără să-i spună nimeni ceva. Noi ne duceam spre acolo să vedem ce se întâmplă, iar nu l-au mai nici. O, da, lui. Asta e puterea Duhului cel Sfânt. Da, dragii noștri? De aia trebuie să vă spun, să ne lăsăm ispitiți de cel rău, cumva noi nu suntem. Nu, vedeți că suntem în prea rămas în Hristos și atunci cel rău nu mai nimeni. Trebuie să credem în promisiunile lui Dumnezeu că se împlinesc pentru oricine. Nu-s vrednic, frate, nu-s vrednic. Nu știi tu păcatul meu, nu știi tu situația mea, dar de unde? Asta e chestia bună lui Hristos. El te face vrednic. E vrednic omul dintre noi. Sunt când, sunt predici. E vrednic omul dintre așa ceva. E vrednic să facă lucrarea lui. E vrednic să fie în via lui cineva. Nu, ca om nu ești vrednic. Dar el te face vrednic. De aceea și în puterea lucrurilor. Și a zis, v-a dat toată puterea, s-o atrege puterea vrăjmașul și nimic nu vă va băta. Și veți primi o putere, zice, că a venit Duhul Sfânt peste voi ca să fiți mântuiți. Peste toți. În toate țările la fel. Evanghelizare, conferințe pastorale, tot președinții din Cluj au cerut să scrie în toate cursurile ca să pregătim pe frații păstori. Este cineva la Londra, traduce în engleză, știu în engleză, să vor traduce în 6-7 limbi, poate sau mai mult. Orice tip de curs, orice tip de, studiu biblic, cine place ca o foame. Cât să venim la conferință, ziceam aici? Ei știu că noi trebuie să le plătim, noi le plătim drumul, le plătim ceva, mâncare sau... Ca să avem acolo în ziua conferinței, poate la 5-6 persoane ajungem. Și zic, voi dacă vă mă la bugetul meu veniți 3-4, dar zic, cât au foame după Domnul să studieze cuvântul, cât să vină? Frate, suntem 110. Aleluia! Înseamnă că Domnul eu trebuie dacă sunteți 110. Atunci veniți toți. Nu-i problemă, nu-i problemă. Zic, la Domnul nu-i problemă. Dar el cei care îi însetat, îi săturat și cel care îi comentat, la fel îi desculat. Zic să vină toți. Domnul om am mărmit, n-am mai văzut așa de multe ori. În mult timp n-am văzut așa conferințe. Domnul fiind lăudat. După fiecare perioadă de timp, vedem că putem baza cu oamenii, pot face lucrare, că putem sigur de neam și așa mai departe. Dragii mei, noi putem vorbi și putem povesti foarte multe lucruri. Mă bucur că am tot împărtășit în această seară din ceea ce Dumnezeul nostru care e real face. Am scris o carte cu soții mei, ca să o primi să o citiți.
manual de pregătire pentru mijlocitor de nivel superior. Războiul spiritual, pentru că v-am spus, trebuie să învățăm cum să luptăm. Și pentru război spiritual trebuie să învețăm cum să luptăm. Atât timpul tău de tot ce n-am văzut cum să jocăm. La fel cum în fața locului poți să poți mingea oricum. Dar dacă vrei să joci într-un campionat, nu mai te antrenezi oricum. Te antrenezi într-o formă diferită. Veți găsi pentru slujirea de vindecare, slujirea de eliberare, blestemii, ispitii, păcate. Toate lucrurile astea, toată slujirea și modalitatea practică de a intra în rugăciune și de a plânge și de a zice lucrurile în celui rău, o veți găsi în cartea asta, pe care am scris-o împreună cu soția, pentru că am trăit-o. Deci e garantat. Și nu s-a întâmplat odată, s-a întâmplat pe sub oameni. Și se întâmplă pe mine oameni, pentru că am spus, nu ne închinăm altul și nu slujim altul lui Dumnezeu, decât aceleași Dumnezeu. Deci dacă și tu te rogi, și tu obții aceleași rezultate. Pentru că Hristos ascultă rugăciunile, dar spune acolo la noi, cât ți-i tradus greșit rugăciunea fericită celui neprihănit, e vorba de rugăciune eficientă. Adică o rugăciune făcută cum trebuie și cu un subiect concret și atacând la concret. Ea e bine să rugă două versete. Întreia Cronici 9, 10 și 11, cam așa. Și a dat Domnul așa cum ceruse. Nu sta, nu s-o filologi, nu plâns, nu. Dar s-a rugat concret, s-a rugat eficient. Solomon, cât timp ne-a să citim rugăciunea de Solomon, așa aproximativ? Poate 5 minute, nu? Dar s-a rugat ce trebuie. Da? O să spuneți, Domnul Iisus s-a rugat toată noaptea. Ok. Intimitatea cu Dumnezeu este o dimensiune, războiul s-a luptat pe o altă dimensiune. Da? Acum, faptul că avem garanția războiului câștigat, asta nu înseamnă că nu ne mai rugăm, să ne rugăm oricum, că Domnul știe, El își face lucrarea, Domnul își face sigur iată mult, așa. Domnul își face lucrarea, dacă zice, multe ori, voi ceriți și nu căpătați una, nu știți să ceriți sau ceriți și cu gând rău, să ne simțiți în plăcerile voastre. Dar nu fi gândul plus bun pentru care ceri. Da. Acum nu am la mine pe hârtie, că foarte mult timp te-am dat. Am pus-o pe un CD. Și se poate trage la într-un mapă și puteți să o citiți, o am acolo. Acolo să găsiți. Și adresa din mei, și țin, sau Facebook, și ce mai este. Ținem legătura, povestim, și eu vreau doar atât să rămâniți cu ideea asta. Că Hristos ne trage toți implicați pentru El. Pentru că mai avem puțină vreme. Și dacă mai avem puțină vreme, nu ne putem permite luxul de a nu face nimic. Las că fac alții. Sau las că mai avem timp, nu mai avem timp. Satana nu zice mai am timp, știi că a rămas și lui puțin timp. El tot mai aplic, se va lupta și împotriva noastră și împotriva celorlalți. Da? Să mergem. Vă încurajez să mergeți din victorie în victorie, din slavă în slavă. În numele care este mai presus de orice nume, adică numele lui Iisus Hristos. Și nu uitați un lucru. Că tot ceea ce ați văzut sau ați auzit, nu-i că noi suntem cineva. Vă spun un lucru despre cine suntem noi. Suntem acei robi neîntrebnici care facem doar ceea ce suntem datori să facem. Da? Toată gloria lui Iisus. Amin. Amin. Domnul Stenie.